În anul 1969, în California, se transmitea pentru prima dată o informație de la un calculator la altul, mai exact două litere L și O. Așa a început revoluția în domeniul comunicațiilor, care poartă acum numele de internet. Mesajul ar trebui să fie login, însă sistemul s-a blocat după apăsarea tastei G. Conexiunea s-a pierdut, însă începuse o schimbare. În prezent, utilizatorii folosesc internetul pentru a se informa, dar și pentru a accesa site-urile de socializare. În România, prima alocare a domeniului .ro unui calculator s-a întâmplat în urmă cu 16 ani, iar de atunci peste 10 milioane de români sunt utilizatori de internet fix.